Au trecut 104 zile de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean și, așa cum recunoaște însuși președintele Volodymyr Zelensky, emoția în legătură cu războiul s-a diminuat extraordinar de mult, motiv pentru care președintele ucrainean cere jurnaliștilor din țara vecină să fie foarte activi în a vorbi pe rețelele sociale despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Între timp însă, în măsură ce s-a domolit această emoție legată de război, încep alte emoții mult mai mari, pentru că, spre exemplu, rușii au declarat stare de urgență și chiar carantină în Mariupol, oraș care se confruntă cu focare de holeră. Și asta din cauza cadavrelor care au rămas la un moment dat neîngropate. Marea dezbatere internațională însă legată de ceea ce se întâmplă în conflictul ruso-ucrainian este aceea legată de cereale. Cum ajung cerealele din Ucraina în restul lumii? Rușii spun că au deblocat multe dintre porturile prin care se făceau aceste exporturi și spun că din punctul lor de vedere n-au nicio vină. Președintele rus Vladimir Putin a dat chiar un interviu ieri în care a punctat pe parcursul chiar unei bune părți din interviu hotărârea sa de a nu bloca accesul altor țări la cerealele ucrainene. Între timp însă ucrainenii spun nu, nu e adevărat, rușii nu ne lasă să facem export și ăsta este un motiv pentru care putem spune cu toții că nu prea înțelegem ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Pentru a înțelege însă, dincolo de aceste motive, și pentru a înțelege și ce se întâmplă din perspectivă militară, dar nu numai militară, am invitat specialiști în studio, așa cum facem în fiecare zi în emisiunea Sub semnul întrebării. În această primă parte a emisiunii sunt alături de noi domnul Radu Magdin, care este analist de politică externă. Vă salut, bun venit, domnule Magdin. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur să vă revăd. De asemenea, mă bucur să revăd pe domnul Laurel Cazacu, analist militar și nu numai, un om care înțelege foarte mult despre ce înseamnă lucrul acesta cu... ce înseamnă armament, ce înseamnă arme, ce înseamnă războaie și ce se ascunde în spatele acestor chestiuni. Domnule Magdin, să încercăm să lămurim această, să încercăm să dezbatem împreună această chestiune care frământă în momentul de față opinia internațională, poate chiar mai mult decât războiul însuși. Este vorba de problema cerealelor, problema grânelor din Ucraina. Pe cine să credem aici? Și care e miza? Haideți să credem Uniunea Europeană. Ori în momentul în care Uniunea Europeană vine și spune că ea condamnă faptul că rușii au bombardat al doilea cel mai mare depozit cerealier din Ucraina, ar trebui să o credem. Și la capitol ce puțin era intenție, dar Rusia nu stă bine. Acum, cât au deblocat ei, ce au deblocat, e greu de, în momentul de față, de stabilit exact. Cu siguranță un flux normal în momentul de față nu există și ei caută alternative rapide ucrainenii pentru a aduce în siguranță fie via România, fie via... Nu se mai poate. Citeam astăzi, vă spun că vămile românești și portul Constanța și portul Sulina sunt unele dintre ele blocate realmente, altele supraaglomerate. Deci deja e prea mult, încărcătura e prea mare pe ceea ce înseamnă România. Așa, e o realitate logistică. Da. Părerea mea este că următorul pas va fi să se folosească și mai mult Bulgaria și eventual să ajungă logistic sub formă de camioane. Dacă trec cu bine aceste vămi, să se ajungă prin Grecia și de acolo să meargă mai departe. Deci, pur și simplu, Ucraina este un mare, mare actor. Cu ocazia acestei crize ne descoperim și noi vecinătatea. De-abia acum ne uităm cu atenție la Ucraina, da, stat care a fost, cu care avem cea mai mare bucată de graniță. Da? Și în mod natural ne interesează ceea ce se întâmplă acolo. Sigur, nu am avut la scară istorică, în special în anii 90 și din cauza președintelui ucrainean Kuchma, care a promovat relații înghețate cu noi, nu am avut o relație caldă. S-au mai îmbunătățit lucrurile, a spune, de când cu Poroșenko și ulterior cu Zelenski, dar mai avem mult de făcut. Și aș puncta aici un singur lucru. Noi avem nu avem multe aturi de pe urma pozițiilor noastre, nu neapărat asumate sau curajoase. Dar unul dintre aturile faptului că România este o fată de treabă, da, sau un stat de treabă, un băiat de treabă din această perspectivă, este faptul că nu există temeri geopolitice de noi. Și inclusiv ucrainienii, părea mea, că ar lucra mult mai mult cu noi și logistic și pe altfel, tocmai pentru că noi nu punem condiții extra și nu suntem un pericol pentru ei. Deci, iată, un posibil beneficiu pentru noi dacă din nou ne descurcăm logistic. Domnule Cazacu, vă rog un comentariu. Deci, orice război are trei componente, una militară, politică și economică. Așa cum spunea și domnul Magdin, să intrăm un pic, cum a spus și dumneavoastră, partea de cereale pe partea economică. Noi trebuie să vedem
orice criză creează și oportunități într-un anumit, la sfârșit. Poate și acum. Noi trebuie să vedem cu ce putem contribui. Bun, spune că suntem prea cinici acum, dacă vorbim despre oportunități într-un moment în care criza... Trebuie să-i ajutăm. Că eu acum am să vă spun, de exemplu, trei lucruri la care mă gândesc. Telecomunicațiile, de care au nevoie, și exact cum spunea și domnul, avem graniță pe zona de nord a noastră și de vest a lor, unde nu este conflictul, nu a escaladat ca în partea de est, și unde putem să-i ajutăm, pentru că sunt comunicații speciale și comunicații civile. Avem partea de asistență în domeniul sanitar. Sănătatea este o infrastructură critică, trebuie să-i ajutăm cu ambulanțe și avem specialiști și suntem bine văzuți cu ambulanțe, trebuie să-i ajutăm cu mașini de pompieri. România poate face și poate ajuta, pentru că menținerea războiului, a stării de, a luptelor, au nevoie de aceste sisteme de la noi. Plus, peste ele se adaugă problemele de logistică ale armatei. Să știți că soldații aceia au nevoie de uniforme, au nevoie de încălțăminte, au nevoie de arme, au nevoie de cartușe, au nevoie de toate. O armată e o țară mic, are nevoie de toate. Mâncarea. Mâncarea este un element foarte important. Teama mea, Aurel Cazacu, a fost că soldații ruși și la început au făcut greșeli când li s-a terminat mâncarea. Și ei erau și sub influența alcoolului, pentru că sunt multe lucruri de discutat sub acest aspect. Da, domnule Cazacu, dar vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, ca să spun. Un mare om de afaceri din România a fost solicitat să trimită săptămânal între 7 și 10 tiruri de conserve în Ucraina. Și când a luat hotărârea să facă acest lucru, a primit un telefon de la directorul de producție de la fabrica de conserve, care i-a spus: nu mai avem tablă pentru conserve. Și a încercat să vadă dacă găsește pe undeva tablă pentru conserve. Iar cei din Turcia i-au spus la momentul respectiv, că s-a dus la niște producători turci, și a spus: vă putem programa pentru tablă pentru conserve, dar undeva prin vară, august, stați la rând și cam la un sfert din cantitatea pe care o solicitați. Lumea întreagă e în criză în momentul ăsta. Domnul Radu, Robert, spus, mă, Robert, scuze. Da, vă rog, da. Nu știu la ce mă gândeam, scuze, mii de scuze. De la domnul Martin. Deci, trebuie să, și acum, nu-i târziu, trebuie făcută o analiză. Oare din 2014, când s-a declanșat, nu s-a făcut nicio pregătire? Pentru că eu, Aurel Cazacu, că a fost militar, eu consider că nu s-a făcut nicio pregătire. Noi acum spuneați fabrică de, spuneați mâncare, noi putem produce mult mai mult decât consumăm, se aruncă materie primă, noi acum trebuie să ne ducem către partenerul nostru american și să spunem: stimate partener, hai să ne ajuți pe operațiuni compensatorii de tip offset. Noi luăm avioane de la tine, luăm transportoare, luăm rachete. Uite ce facem. Dă-mi un document prin care eu sunt furnizorul tău de mâncare pentru următorii 10-15 ani pe flota ta din Mediterană și flota ta din Atlantic, da? Eu cu aceasta pun în funcțiune fabricile de prelucrare a produselor agricole, așa, și produc mâncare. Care pot să produc și pentru el, dar produc și pentru mine, produc și pentru export, ajut și Ucraina, și sunt multe. Ucraina va avea nevoie de proiecte, de fabrici de mâncare, va avea nevoie de refacerea sistemului de silozuri. Noi, România, că acum nu sunt de acord cu cei care spun: a, noi nu suntem în stare să facem pentru noi. Nu! Trebuie ca domnul prim-ministru, care este militar de carieră, să dea cu pumnul masă și să spune: băi, oameni buni, dacă vă dau până mâine, poimne, o săptămână temă, nu faceți, hai, eliberați locul, că poate vine cineva. N-am auzit niciun oficial român, mă înșel, domnule Magdin, n-am auzit niciun oficial român vorbind despre aceste lucruri. N-am auzit. Păi, în afara unei expresii vagi de genul: va trebui să fim parte la reconstrucție. Nu spun că sunt aiurea, tocmai asta spun. N-am auzit însă pe nimeni vorbind. Să apuce cineva, duceți-vă la economie. Așa. Nimeni nu vorbește de așa. Și păi de ce? Uită. Eu le spun și spun de 3 luni și se uită la mine: mai, Aurele, dar nu se poate. Cum să nu se poate, domne, că e stare de război? Eu, Aurel Cazacu, mi-a dat Dumnezeu chestia asta. Eu acum mă îngrozesc când văd. Noi vedem aici partea, așa între ghilimele, partea refăcută a acestui teatru de război. Ucraina este un teatru de război, dar este un poligon de încercare, și dacă vom avea timp vom vorbi. Eu am văzut Siria, eu am văzut Libia, da? Că asta mi-a fost meseria, negustor între ghilimele, așa, negustor de arme. Am fost peste tot. Este, deci, dacă din greșeală 3 rachete ajung acum în România datorită unui soldat rus băut, dacă mai pleacă 2 milioane de oameni, România rămâne
goală de oamenii care pot munci, de tineretul ăsta capabil, care trebuie pus la muncă și să-și apere și țara, dar să muncească pentru țară. Deci, de ce să nu putem? Cine ne oprește? Pentru că partenerul american, domnul Robert, partenerul american strategic vrea să vină să facă în România și el spune, mă, românule, hai să facem, uitați-vă și dumneavoastră că a patra putere în stat puteți simplu să intrați și să verificați în 2018 cu ocazia BSD-ului ce acorduri s-au semnat. Și o să vedeți că el s-a dus de la noi, dacă a văzut, a trecut un an, doi, în al treilea an, s-a dus în Polonia și acum noi suntem subfurnizorii Poloniei. Noi trebuie să dezvoltăm industria și avem un tineret fantastic. Trebuie să punem la treabă specialiștii din cea de-a patra armă, care e cibernetica. Ajungem și acolo. Ați deschis foarte multe fronturi de discuție în toată povestea asta. Vreau să mă ajute puțin domnul Magdin. Și nu cred că vorbesc prostii. Nu, sincer, să ne oprim trebuie pe să această facem chestiune. Ceva, dar nu oportunitate, afaceri, spune domnul Cazacu. Sigur, meseria îl obligă, în ghilimele de rigoare, să privească lucrurile în felul acesta. Dar s-ar putea să existe, într-adevăr, niște oportunități legate de acest război. E prea devreme, totuși, să le gândim? Nu este devreme. Din punctul meu de vedere, încă de când americanul a luat o decizie strategică, dar pe surse, și o decizie periculoasă, pentru că se pune o problemă de credibilitate, da? Uh-huh. Să dai pe surse că vine conflictul, da? Că rușii intră, încă de pe atunci, părerea mea, că noi trebuia să ne facem planuri logistice, pentru că, în mod cert, împărțeam o graniță cu zona de conflict. Dar, lăsând asta deoparte, din punctul meu de vedere, suntem, pe de o parte, singura țară nevorbită la nivel de leadership de la începutul conflictului. Ce înseamnă nevorbită? Nu este normal să nu ai un fel de adresă în fața națiunii sau o emisiune detaliată, nu spun asta lunar, dar măcar în prima lună, nu spun nimeni că trebuie să vii în prima zi, a doua zi, a treia zi, mai aștept să vezi ce se întâmplă, dar suntem, din câte știu, și urmăresc toată regiunea și în general planul politic european. Noi nu am avut un președinte și, a spune eu, din cauza domnului președinte, un prim-ministru încă neconsolidat politic, da, în cadrul PNL-ului, primul ministru nu iese în față și, pe de-o parte, nu suntem vorbiți în sensul în care a existat o serie de plângeri încă după prima lună că de ce România au în cap tot felul de teorii ale conspirației și mai, pentru că nu explică nimeni cu adevărat populației la cel mai înalt nivel care este situația, ce facem noi și care sunt opțiunile. De exemplu, Biden a simțit nevoia, echipa lui a simțit nevoia să dea un op-ed, un articol separat în New York Times acum vreo câteva zile, care se numește ceea ce America va face în Ucraina și ceea ce America nu va face în Ucraina. Uh-huh. Așa ca pentru orice fraier, cum s-ar spune așa, da? Adică toată lumea să înțeleagă mură în gură. Este, iertați-mă, normal, e formă de respect cetățenii față de contribuabilul american. Exact, efortul ăsta de război este susținut din banul contribuabilului american. Și simplificarea mesajului astfel încât să înțeleagă toată lumea e un semn de respect. Noi, pe de-o parte, nu am fost vorbiți, deci nu a existat leadership și nu întâmplător ai noștri și când fac ceva pentru că nu au curajul să spună sau nici măcar nu vorbesc cu influențatorii ca să iasă pe surse anumite lucruri, nu ieși și par tot timpul defazați. Da? A trebuit să vină Culeba la București ca să facă oarecum cu ochiul să spună România ne ajută de fapt mult mai mult. Da? Uh-huh. Și noi oarecum să respirăm ușurați din spațiu public. Uite că totuși facem ceva. A doua chestiune însă, am vrut însă să punctez prima chestiune pentru că acea vorbire are de fapt legătură cu leadership-ul. Noi nu suntem conduși cu adevărat, într-o perioadă importantă de criză și dacă nu se ocupă teren în perioada următoare, indiferent ce ocupă, domnul prim-ministru, domnul președinte al Camerei Deputaților, pentru că clar domnul președinte nu este interesat de această poziție care ar fi adus 10-15% rapid în popularitate dacă ieșea în față. Așa se pare că nu-i interesat? Da, categoric, în perioada de criză, un lider care vine se implică, vorbește cu națiunea și dă o direcție, chiar dacă direcția este parțial greșită sau un pic neclară, totuși este respectat și coaliția este un efect care se numește în engleză rally around the flag. Da? Lumea se strânge în jurul președintelui sau primului ministru sau doamnei prim-ministru sau doamnei președinte și națiunea merge într-o direcție. Noi nu avem direcția, clar. Uh-huh. Și a doua chestiune e o chestiune de asumare. Pentru că, până la urmă, noi nu trebuie să mai așteptăm ok-ul de la nimeni. Ok-ul ăla nu mai vine. Toată lumea în țara asta așteaptă un ok de la cineva. Părea mea că ar trebui să luăm ok doar de la Dumnezeu și după aia luăm decizie, da? Ne rugăm seara, dimineața n-am trezit, cu ce am visat, cu speranța că ăsta este mesajul, să spunem așa de sus, luăm decizii. Pentru că până la urmă o chestie de asumare, în orice faci, cineva e deranjat. E deranjat competitiv. De ce să vinzi tu conserve și să nu vând eu? De ce să vină prin Constanța, să nu vină prin Burgas? De ce să se facă hub în România și nu în Serbia? Dar pentru Dumnezeu, chiar nu mai facem nimic în țara asta doar de dragul de a nu deranja?
Da? Și aici, din nou, îmi pare rău, dar principalul răspundere este la cel mai înalt nivel, măcar să existe un mesaj în care se spună: eu mi-am luat mâinile, mă scuzați, sunt ocupat cu NATO. Bun. Și cu UE, vedeți-vă voi de treaba voastră, luați decizii. Deci trebuie să ieșim din starea de umil, supuși și resemnat. Vă provoc să ne spuneți un lucru, că e important. E vreme de război, da? Da. La graniță, da? Da. În vreme de război ne învață istoria, da, chiar a noastră, a românilor, da, să fac mari afaceri cu armament. Da. Da? România astăzi, presupunând că ar vrea să facă afaceri cu armament, are vreo fabrică producătoare de armament pusă la punct care să duduie, să zicem așa, în momentul acesta? Nu are. Deci, din punctul meu de vedere, eu acum trebuie să mă dotez ca să arăt populației că o apăr. Așa? Și am să iau și iau de la partenerii mei. Deci ce este important acum, până voi ajunge să produc, și în urmare acestui război, sigur va avea loc o retehnologizare, o schimbare de atitudine, ca să nu mai am numai fabrici de stat, ci să trec și spre zona privată. Deci eu acum, care este obsesia vieții mele în așa, acest moment, iau arme, dar în spatele acestor arme eu trebuie să produc operațiuni compensatorii și să mă dezvolt economic. Eu am 6 miliarde pe an euro să cheltuiesc pentru dotare, pentru ministerul. Da, pentru minister. Eu pot să fac afaceri nu de 6, de 12, de 8, de 24 de miliarde pe an cu ajutorul partenerilor. Da? Eu pot să contribui, uitați-vă la aceste echipamente, pot să fac anvelope, pot să fac conducte, pot să fac și în 3-4 ani să le montez în România și să le export, pentru că eu în continuare, domnul Robert, am relații foarte bune în zona africană, în zona asiatică, să vedeți Malezia, Thailanda, Indonezia, Bangladesh, India, Pakistan, unde am relații, că au fost oameni care au studiat aici și acum sunt membri în parlamentele lor, sunt membri în guvernele lor și mă primesc cu brațele deschise pentru că le-a plăcut România și le place România. Vă spuneam înainte, suntem singura țară care avem asociații ale șiiților, suniților și curzilor. Ei aici trăiesc în pace. În lume și ei fac războaie, da? Dar aici trăiesc. Noi acum avem nevoie de un management constructiv. Managerii noștri, șefii noștri trebuie să, pe lângă gândirea la partea materială, bănească, trebuie să se gândească un pic și la România asta, să pună suflet în tot ceea ce fac, pentru că pot. Deci niciun partener occidental nu spune că nu pot. Vin și pleacă. Lockheed Martin ar vrea să facă aici. Am început să facem transportoare blindate. Ne chinuim să facem armament. Cererea adresată României, eu ca firmă privată și nu mare, eu pot să spun că mâine pot să dovedesc că avem cerere adresată României de 100 de milioane de cartușe de infanterie pe lună. 100 de milioane. Păi din care le-ar lua, cred că, 100... Și ce să le fac? Păi dar nu putem, că nu demarează nimeni. Ce spuneam? Deci în momentul de față, cei care ne conduc nu mai trebuie să aștepte niciun ordin de nicăieri. Okay, trebuie să facă. Da? Trebuie să facă. Asta e problema. Pentru că e o problemă de management. Deci noi suntem umili, șupuți și resemnați. Nu, trebuie să gândim, să privim un pic istoria. Întotdeauna am fost așa. Este incredibil. Acum vă spun eu că și partenerul american zice: măi, puneți-vă pe treabă, faceți. Nu mai așteptați să vă spun eu, da? Și da, el așa zice. Mă lăsați. Nu puteți să mă contrazic. Pe asta spun, că mă lăsați mut în sensul în care nu am argumente să vă spun că n-ar trebui să... Așa ar trebui să se întâmple. Da. Pare firesc. Da. Iertați-mă, pare chiar la mintea cocoșului că într-o perioadă de criză din asta poți să profiți de niște oportunități. Problema e că ne-a prins acest război încă o dată, fără mai nimic. Pe partea de valorificare a inteligenței, așa? Avem un tineret fantastic de capabil. Unde? Eu cum zic, în România. Zău? Da, care lucrează pe partea. Gândiți-vă câți au plecat afară. Am fost răutăcios. Gândiți-vă câți au plecat afară. Așa. Și care ar veni înapoi, dar mai sunt și aici foarte mulți, care ar vrea să lucreze. Să lucreze ce? Păi trebuie gândit o strategie la nivelul guvernului, da, și să-i pună la treabă. Mm. Pentru că pe partea de cea de-a patra armă, care este cibernetica, liniuță, cyber security-ul, avem un nume foarte bun. Toată lumea ne dorește să fim acolo. Sediile, comandamentele sunt la noi. Nu e cumva o iluzie, domnule Cazacu?
Nu e o iluzie asta nu, că nu suntem e. Foarte buni în cyber security? Eu pot să vă demonstrez lucrul ăsta. Dacă facem și haideți să facem... Faceți, nu trebuie să mă invitați. Noi ne-am fost în stare să facem un program din ăsta de, pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Crapă la fiecare 7 carduri înfipte în el și îmi spuneți că suntem buni la cyber security. Domnul Robert, vă rog. Faceți, sunteți aproape. Sunt răutăcioși, știu acum, dar vreau să vă stârnesc. Luați un pic și chemați oameni și întrebați în amănunt. Păi din moment trebuie depolitizat exact managementul anumitor instituții. Când pui un om care habar nu are, dumneavoastră știți că la momentul acesta... Mă duc cu vorba lui De Gaulle, vast program, ce, domnul ce m-ați întrebat mai devreme? Ce m-ați întrebat mai devreme, dacă avem uzine? Dumneavoastră știți că toți membrii CEA-ului de la Romarm n-au nicio treabă cu domeniul? Da? Cum spun eu, dacă le dai păi un pistol, se uită pe gaura țivii cum vine glonțul. Da, e o glumă, dar e așa fac. Da. Păi i-a pus politicul, că politicul nu înțelege că dacă vine un militar. Deci, pe urmă, este un lucru care îl spun cu toată responsabilitatea, chiar dacă o să primesc 10 telefoane după aia. Orice om din Sistemul Național de Apărare Militar, care a avut funcție de răspundere, ar trebui prin lege, și sper acum la Parlament, da, și legea industriei de apărare și legea offset-ului, să nu mai aibă voie primii 5 ani. Așa e la americani. Să deci, voie 5 ani ce? Să mai lucreze în reprezentanțele firmelor străine, să lucreze în partea românească, că atunci când vine o firmă, că nu contează că Lockheed Martin e pe primul loc în lume, n-are. Da. Când vine Lockheed Martin, lângă omul civil de la Lockheed Martin, vin doi generali, care au lucrat și au fost comandați și au condus mii, zeci de mii de oameni, da? Ei vin pentru că experiența lor este folosită. Da, e folosită în domeniu și cumpăr ce e mai bun, pentru că în ziua de astăzi sistemele de arme nu mai sunt așa, iau arma și trag. Totul este într-o conexiune teribilă cu sateliții, cu armele, cu Europa, cu NATO. Domnule Magdin, ați apucat să citiți sau să vedeți chiar interviul dat ieri de Vladimir Putin? Vreau să vă arăt o secvență. Da, vreau să vă arăt o secvență, o secvență în care vorbește despre ceea ce Putin consideră o mare provocare, și anume trimiterea de către americani în Ucraina a rachetelor cu rază medie de acțiune. Și ne uităm puțin la această secvență cu Vladimir Putin. Interviul a fost amplu. Îmi exprim și eu în momentul de față, și nu știu cum să spun, surprinderea, uluirea, că în lumea anului 2022, am înțeles, e Putin, e un criminal, e un nenorocit, este cel căruia toții dorim, nu știu, să jupă un picior gâtul și alte lucruri, dar, păi oameni buni, până la urmă ar trebui un astfel de interviu să-l vedem măcar transcris, dacă nu tradus. E important pentru a înțelege lumea în care trăim. N-are nicio legătură nici cu propaganda, nici cu agenții ruși pe care văd unii și alții. E un interviu al celui care conduce una dintre părțile beligerante în acest război. Ca să înțelegem ceva din acest război și să știm unde am ajuns, în ce etapă suntem acestui război care durează 204 zile, ar fi trebuit să existe acest interviu. El este cenzurat în fel și tip pe peste tot. Lumea e ușor nebună, asta o observăm deja. Propaganda a atins un nivel foarte bizar, un nivel jegos, aș spune, dar totuși, ca ziarist, spun din nou, dați-mă drumul la informație, să înțelegem și noi despre ce e vorba. Am ajuns să furăm crâmpeie noi ca ziariști de pe temiri, unde, ca să poți la un moment dat să înțelegi ce a vrut să spună Putin. Ne uităm la o scurtă secvență. Atât că s-a putut, da? Găsi și atât s-a putut, da? Suntem în țara în care atât s-a putut și comentăm pe marginea acestei secvențe. Apropo, mai avem Agenție Națională de Știri, Agerpresul, da? Bă, ăștia, dormiți la Agerpres, nu sunteți în stare să aduceți un interviu, să-l puneți pe Agerpres, sunteți plătiți din banii contribuabilului. Faceți serviciul ăsta public, da? E nevoie de astfel de informații. Să vedem secvența promisă. То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения. Bun. Путин spune că vor folosi și ei rachete pe care le au din abundență. Adică unde ne aflăm? În ce fază intrăm? În chestiunea asta. De ploaie cu rachete, da, știți, da. Vă rog, domnule. Deci,
Am să pun o întrebare și încercăm să răspundem că Putin tot apare, își face numărul și eu pun o întrebare, că ziceați mai devreme, criminalul, așa, norocit. Dacă mâine ar dispărea Putin, credeți că ar fi mai bine sau că s-ar opri războiul și că totul ar intra dacă așa? Îi credem pe aia, eu zic că nu. Eu, Aurel Cazacu, spun că nu, pentru că eu am această senzație. El e singurul care vorbește. Ați văzut, americanul când vine cu consilieri, cu ăsta, Biden, așa, chinezul la fel, el e singurul care stă singur acolo. Eu cred că sistemul militar rusesc nu este de acord cu tot ce face el. Și rușii, dacă el mâine ar dispărea, ar veni un sistem cu un conducător mai rău decât a fost el. El, știți, este o chestie, indiferent cât de rău ar fi și un leu. Și în junglă, eu am fost în junglă și știu cum e. Un animal sălbatic, dacă a văzut pe cineva sau asta, stă puțin, adică îl mănâncă altfel. El e la fel, îi cunoaște, a vorbit cu nemții, cu francezii, cu americanul, s-a întâlnit. Dar dacă vine unul care nu s-a întâlnit, nu știm ce ne poate aștepta. Bine, vorba românească este asta cu rău, cu rău, dar mai rău fără robă, și la asta voi să vă gândiți. Spiritul rusesc nu este chiar așa de pace și de prietenie. Am înțeles, dar ăsta pare să o fi luat razna, pentru că ceea ce se întâmplă acum, spuneam mai devreme, avem orașe, Mariupol, în care avem holeră, Dumnezeu, secolul 21, adică este o nenorocire întreagă. Avem niște continente, cum ar fi cel african, amenințate de foamete extremă, în momentul acesta, din cauza faptului că nu mai sunt sursele de alimentare Robert, cu cereale. Dacă președintele Chinei, asta-i părerea mea, Aurel Cazacu, ca simplu cetățean, dacă președintele Chinei i-ar transmite un mesaj sau i-ar spune, nene Putin, așează-te la masă și încep discuțiile, eu vă spun că el s-ar așeza la masă. Oare, el depinde de China. China este cea care, gândiți-vă că Biden l-a sunat pe președintele Chinei, când eu unul vorbeam de pace. Să auzim pe domnul Magnin că știe spațiul ăsta foarte bine. Nu că credeți eu sunt de acord cu faptul că Beijingul are un rol la momentul potrivit pentru mediere. Când și nu întâmplă că și ucrainienii încearcă să nu-i antagonizeze. Deși ucrainienii joacă comunicațional, militar și nu numai cartea americană, nu-i antagonizează. Mă mă cu atenție la... Eu îi urmăresc ca mesageri poate foarte frecvenți și trebuie să filtrez acolo, atât pe Kuleba cât și pe Lavrov. Da. Într-adevăr, Zelenski, din punctul meu de vedere, acum o să o ia un pic mai ușor cu comunicarea, pentru că și el își dă seama că a fost hiperexpus și că s-ar putea ca de la atâtea interviuri să-și dilueze mesajul. Corect. Apropo de... Da, o criză de supraexpunere. Exact, el trece o criză de supraexpunere. Noi de la început am avut vreo 2-3 state care cu adevărat puteam spune că ar putea juca un rol de mediator. Am avut Israelul, Turcia și China. Uh-huh. China nu se grăbește pentru că ea folosește această oportunitate să câștige teren raportat la Rusia. Rusia e din ce în ce mai dependentă de China pe multiple paliere. Plus că vrea să vadă și limitele sancțiunilor și limitele stresului și managementului stresului occidental. Dacă vreodată se pune problema în alt conflict la Pacific. Turcia joacă din punctul meu de vedere cel mai bine. Și noi, dacă tot spunem că suntem lideri regionali, fie dacă prin lider regional înțelegem sud-estul Europei, ar trebui să ne uităm cu atenție la hartă și să înțelegem că, dincolo de proiecția noastră de putere, cel puțin verbală, Polonia, Ucraina, chiar și în varianta sa mai mărunțită, și Turcia sunt țările cu adevărat mari, indiferent că vorbim de populație, 80, 35, 40 în creștere, sau că vorbim de teritoriu. Nișa noastră ar putea fi, apropo de soluții pentru noi, acea țară flexibilă, drăguță, care capitalizează în momentul de față în diferite formate pentru a-și crește capacitățile industriale de producție, pentru că așa umplem și de, să spunem așa, de conținut narativele noastre, pentru că noi avem povești așa, noi spunem că suntem proști la comunicare, dar doar comunicare facem. Ne întoarcem imediat după publicitate cu accent pe ceea ce se întâmplă în continuare în România. Asta ne doare cel mai tare în acest moment. E, de altfel, refrenul întregii lumii. Statele încep să se uite foarte atent la ce se întâmplă în propria lor ogradă, pentru că se confruntă cu crize numeroase, iar ele de astăzi, în România cel puțin, sunt admise și la nivelul cel mai înalt. Președintele Klaus Iohannis a recunoscut astăzi că avem multiple crize și speră ca guvernul să înceapă să rezolve din ele. E foarte, foarte greu. Ne întoarcem rapid.
Îl felicit pe Bogdan Tiberiu-Iacov de la Impolitics.ro, care a tradus o bună parte din declarațiile lui Putin, declarații făcute ieri, de fapt făcute pentru postul Rosia 1. A fost un interviu lung, difuzat în două părți. Interesant, vă citesc una-două fraze. Vedem încercări, pentru că de asta o să vedeți, se teme Putin foarte tare. Toată lumea spune în momentul acesta, Rusia e de vină pentru tot ceea ce ni se întâmplă. De la inflație, creșteri de prețuri, criza alimentară, criza energiei și așa mai departe. Și Putin zice așa, vedem încercări de a atribui Rusiei responsabilitatea pentru evoluțiile de pe piața mondială a produselor alimentare și pentru problemele tot mai mari de acolo. Trebuie să spun că aceasta este o altă încercare de a da vina pe altcineva. Dar de ce? În primul rând, situația cu piața mondială alimentară nu s-a înrăutățit ieri și nici măcar odată cu lansarea operațiunii militare speciale a Rusiei în Donbas, în Ucraina. Situația, spune Putin, a suferit o scădere în februarie 2020, în timpul eforturilor de a contracara pandemia de coronavirus, când economia globală era în scădere și trebuia reînviată. Autoritățile financiare și economice din Statele Unite, dintre toate variantele posibile, n-au găsit alta mai bună decât să aloce sume mari de bani pentru a susține populația și anumite afaceri și sectoare economice. Sigur, Putin dă vina, după cum se simte deja în ton, în tonul acestui interviu, pe Statele Unite, care ar fi crescut cu 5,9 trilioane în mai puțin de 2 ani masa monetară din februarie 2020 până la sfârșitul anului 2021. Oferta totală de numerar a crescut cu 38,6%, spune Putin în acest interviu. O altă eroare pe care o pune pe seama lumii occidentale Vladimir Putin este aceea că a mizat Europa prea mult pe agenda verde. Dacă vreți detalii, puteți citi această traducere făcută de impolitics.ro, dar spun din nou, poate are dreptate, poate n-are dreptate, poate n-are dreptate deloc Putin în ceea ce spune. Ideea este că trebuie să știm ce spune și inamicul, da? Întotdeauna când vrei să lupți cu cineva, te uiți la ce arme are, ce spune, ce intenții are ca să reușești să-ți faci o strategie. De unde, domnule Magdin, sunteți consultant și ați văzut multe în comunicare mai ales, de unde această nouă formă de, cum să spun, e o obtuzitate teribilă, o opacitate teribilă în ceea ce privește cunoașterea adversarului în acest moment? Nu se uită nimeni atent la de aceste declarații. Cred că, îmi pare că trebuie să folosesc acest termen, cred că ne-am provincializat mult în ultimii ani. Noi românii sau Occidentul în general? Cred că noi românii, în special. Lumea occidentală a suferit momente de regres. Din punctul meu de vedere, însă, și ea face o greșeală vorbind prea mult de declin. Da. Poți vorbi doar de un declin relativ, dar nu vorbești de declin în general, inclusiv pentru populația ta, ce fel de semnal dai acasă. Dacă nu e o dezbatere sănătoasă asupra ceea ce înseamnă interes național, e foarte greu să ai o reprezentare corectă sau nu a adevărului. Ce vreau să spun? Mai devreme în discurs s-a vorbit despre agenda verde. Noi suntem o țară follower, o țară care se uită și adoptă. Nu prea aș face analize foarte clare cu privire la ce e sau nu în interesul meu și câteodată se grupează cu alte țări și face bine și semnează o scrisoare încercând să blocheze ceva sau să accelereze ceva. S-a întâmplat de vreo 2-3 ori în ultima lună, pe dosare întemeiate, zic eu, în interes românesc, dar noi ca strategie nu suntem vocali sau nu creăm o mare dezbatere, lăsăm lucrurile din nou nevorbite. Pe agenda verde, oarecum, ceea ce se întâmplă acum, trebuie văzut ca oportunitate pentru România. Chiar dacă într-adevăr avem nevoie de o agendă verde pentru glob înspre 2040-2050, ceva făcut prea rapid, și aici mi-a plăcut foarte mult din unul dintre parlamentari români, care a venit acum un an deja cu mesaj, pentru mine e același lucru pe o piață dacă mor de climă sau mor de foame. Este foarte important ca orice tranziție faci să o faci cu cap, pentru că scopul nu e să falimentezi mai multe industrii, da. Deci oarecum unul dintre avantajele acestei crize este faptul că a avut o serie de revelații Bruxelles și o serie de state care împingeau foarte puternic acest lucru și iată. Domnule Magdin, iertați-mă, revelații la Bruxelles, adică s-a schimbat cu raport de putere. E presupus că acolo există cele mai luminate minți ale lumii politice europene, da? E creuzetul deciziilor în Uniunea Europeană.
Cum acești oameni îmi puteți spune că n-au gândit ce consecințe teribile vor fi dacă vor scoate din priză niște centrale atomoelectrice în Germania, dacă vom rămâne dependenți de vânt și dacă e soare afară sau dacă e apă în barajele hidro? Adică nu trebuie prea multă minte să-ți dai seama că atunci când scoți ceva din priză, trebuie să te asiguri că ai o altă sursă la un moment dat de energie, da? Ce era atât de greu în a înțelege că ajungi la o criză energetică? Astăzi, la ora la care noi discutăm, încearcă cineva să-mi spună că această criză energetică și a facturilor și a prețurilor ridicate și a consecințelor care au venit după aceste versiuni sunt cauzate de războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei? Îmi pare rău, nu poți să înghiți asta. Adică doar dacă ești un om rațional, nu poți înghiți chestiunea asta. Sigur, poți să te lași amețit de propagandă. Am înțeles că există propagandă, suntem în război. Dar nu poți să admiți să spun ăla e de vină războiul pentru tot ce ni se întâmplă. Există niște inși care au luat decizii greșite. Există însă inși în starea cum să asume faptul că au luat decizii greșite sau ne confruntăm în continuare, ne scăldăm, ne bălăcim în această ipocrizie teribilă care vine și dinspre Bruxelles. Agenda verde nu va fi asumată ca și greșită. Au existat o serie de replieri și modificări și avantaj România prin diferite sale coaliții, inclusiv cu Franța pe nuclear, dar și pe gaz cu alte state, este că am reușit să nu neapărat să facem verde gazul și nuclearul, dar să evităm o subfinanțare sau chiar a blocării finanțării în următorii ani sub scuza ESG-ului, da? Și noilor mode verzi pentru aceste industrii vitale pentru noi. Da? Iată că e o altă oportunitate apropo de PNRR și negocieri. Noi trebuie să pornim de la o realitate obiectivă. România pe anumite aspecte poate fi foarte avansată și noi aici, în centrul Bucureștiului, în București, da? Raportat la România, suntem în bula bulelor, oarecum ca prosperitate, tehnologie, avans, dar este și o țară care este amărâtă pe locuri și atunci este legitim pentru noi să încercăm să folosim bani nu doar pentru mari tehnologii, ci și pentru irigații. Mai avem un minut, vreau să rog și pe domnul Cazacu să spună punctul de vedere. Deci punctul de vedere este că la ce spuneați dumneavoastră, câteodată am impresia, fără să folosesc așa, câteodată cei de la Bruxelles parcă sunt prea obosiți. Da, în deciziile care au avut treabă multă în ultimii. Da, au avut treabă multă. Așa. Sper ca... Va fi de la vaccin, depinde. Da. Nu, când spun vaccin, vorbesc de faptul că sunt 10 state, printre care și România, care cer renegocierea contractelor acelea, absolut, iarăși, o temă pe care lumea o uită. Cerem renegocierea unor contracte pe prea multe vaccinuri pe care le-am cumpărat. Da? Deci ce pot să spun este că fac un apel din tot sufletul și recunosc că presa și dumneavoastră televiziunile aveți o mare putere de influență și lumea se uită cu mare plăcere și vă crede și fac un apel să luați măsuri pe linia aceasta dezvoltării României, urmarea a lucrurilor care se petrec acum și puteți să vedem ce nu depinde de noi. Aveți această putere. Depinde de cei care au pix și Trebuie să lăsați. Da. Politicul nu mai trebuie lăsat să-și facă de cap pentru că ne duc la pierzani. Doamnelor și domnilor, mulțumesc domnule Magdin, mulțumesc domnule Cazacu. Ne întoarcem la fix cu Silviu Sergiu și George Râpă. Vreau să vedeți niște secvențe absolut halucinante cu primarul Capitalei, domnul Nicușor Dan, care și-a pus în pericol copilul. Este incredibil și sigur avem și alte subiecte, inclusiv de spre lumea politică românească, dar aceste secvențe sunt absolut uluitoare. Le-am privit de 3-4 ori, tot nu vine să cred că există așa ceva. Un primar numit Nicușor Dan, care își pune în pericol propriul copil, ce e asta?